Salutare! În ultima perioadă am tot testat unul din cele mai așteptate telefoane ale anului, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Am făcut chiar și un top cu cele mai tari 10 funcții ale lui, un challenge în care v-am arătat cât de productiv poți fi cu un Note 20 Ultra, un Galaxy Watch 3 și o pereche de căști Buds Live. Ba chiar am filmat și review-ul smartwatch-ului cu el. Așadar, l-am întors pe toate părțile, cum s-ar spune, iar astăzi a venit vremea review-ului lui Galaxy Note 20 Ultra. Ce ne oferă Samsung în cutie? În afară de flagship, mai găsim manualul de instrucțiuni, cheița pentru SIM, un supercharger de 25W, având în vedere că pe piață sunt și telefoane din gama de mijloc care vin cu încărcătoare de 40W, mi-ar fi plăcut să găsesc și aici ceva similar, cu atât mai mult cu cât vorbim de un telefon de top. În cutie mai găsim și un cablu USB-C la USB-C și o pereche de căști in-ear AKG. Samsung Galaxy Note 20 Ultra este unul dintre cele mai frumoase telefoane din ultima perioadă. Un smartphone arătos care impresionează din orice unghi l-ai privi. Dispozitivul are un look sleek, sofisticat, high class, care se pretează atât oamenilor de afaceri cât și vloggerilor sau jurnaliștilor. Este disponibil în variantele Mystic Bronze, Mystic Black și Mystic White, dar nu e de fapt nimic mystic la ele, numai rafinament pur. Noi avem versiunea Mystic Bronze, care de altfel mi se pare și cea mai elegantă. Spatele e satinat și nu lasă urme și nici nu reține amprentele. Ecranul mare de 6,9 inch, curburile, muchile subtile se completează într-un design foarte reușit. Cu dimensiuni de 8,1 mm și o greutate de 208 grame, nu poți nici de cum contesta că Samsung Galaxy Note 20 Ultra este un telefon mare care se va dovedi greu de manevrat de mâinile delicate. E aproape de dimensiunile unei tablete, iar spatele alunecos cu camerele bine ieșite în relief poate predispune la accidente. Din fericire, telefonul este acoperit de o suprafață de sticlă protejată de tehnologia Gorilla Glass Victus, despre care Samsung se laudă că poate face față unor căderi de la 2 metri înălțime. Sfatul meu? Dacă tot ai dat o căruță de bani pe o bijuterie ca asta, cumpără și o husă și nu te apuca să testezi afirmațiile producătorului, că s-ar putea să regreți. Ecranul găzduiește cititorul de amprentă în partea inferioară, iar în partea superioară, camera secundară. Pe laterala dreaptă ai butoanele de volum și power, pe cea stângă nimic, pe latura superioară sertarul SIM și un microfon, iar pe latura inferioară S Pen-ul, în partea stângă, un difuzor, portul de încărcare USB-C și al doilea microfon. Care este cel mai mare inconvenient al designului lui Samsung Galaxy Note 20 Ultra? Amplasarea camerelor de pe spate. Bine ieșite în relief, acestea nu numai că incomodează folosirea, dar îi conferă și instabilitate telefonului atunci când îl așez pe masă, de exemplu. În ceea ce privește stilusul, e mic, discret, aproape ca un element de contrabalans al telefonului. Display-ul. Aici, doar de bine, nu ne zgârcim deloc cu aprecierile, deoarece display-ul chiar este unul de top. Poate cel mai bun la ora actuală. Are un ecran Dynamic AMOLED 2X cu rezoluție 3088x1440 pixeli, cu un refresh rate de până la 120 Hz și suport HDR10+. Cu alte cuvinte, aceste date se traduc într-un ecran luminos, cu culori superbe, cu contraste extraordinare și unghiuri de vizualizare bune. Nu ai probleme să folosești telefonul în lumina puternică a soarelui, iar experiența de utilizare este una foarte bună. În ceea ce privește specificațiile tehnice, telefonul face față cu brio competiției. Nu numai că se ridică la nivelul așteptărilor, dar în unele cazuri chiar le depășește. Sistemul de operare este Android 10 cu interfață One UI, procesorul Exynos 990 tactat la o memorie RAM de 12 GB și memorie internă de 512 GB, face ca telefonul să zbârnie fără blocaje, fără erori, fără timp de așteptare. Aplicațiile se încarcă cât ai clipi, așa că e dificil să găsești vreun cusur. Jocurile pur și simplu curg. Funcția DeX îți permite să folosești telefonul și pe post de PC. Tot ce ai nevoie este un mouse,
și o tastatură wireless, dar și de un monitor. Mai mult de atât, de această dată, prin funcția Samsung Dex, te poți conecta wireless și la TV. Nu putem să uităm de S Pen, care chiar se simte ca un creion adevărat, cu tot cu zgomotul produs pe hârtie, pe care de altfel îl poți dezactiva dacă te irită. Timpul de răspuns este mult mai mic, de la 42 de milisecunde la 9 secunde. Mai nou a fost introdusă și opțiunea de a îndrepta scrisul de mână sau de a-l transforma automat în scriere de tipar. Camera. Trecem la un alt capitol la care Samsung Galaxy Note 20 Ultra pur și simplu strălucește. Ansamblul de camere este printre cel mai bun de pe piață și avem așa: un senzor principal de 108 megapixeli, un senzor periscop de 12 megapixeli cu zoom optic 5x și digital 50x, un senzor ultra-wide de 12 megapixeli, iar pe față camera selfie de 10 megapixeli. În condiții de luminozitate optimă, fotografiile sunt foarte reușite, portrete bine conturate, detalii extraordinare, zoomul optic e fenomenal, exact cum te aștepți de la un telefon de top. Nici în condiții slabe de luminozitate nu dezamăgește, telefonul oferind detalii care nu sunt vizibile cu ochiul liber. În ceea ce privește filmarea, Samsung nu se sfiește să se laude cu videoclipurile 8K, cu detalii wow și control profesional, dar și cu posibilitatea de a edita filmulețele direct de pe telefon și de a izola vocile. În realitate, pe filmarea 8K pot exista anumite distorsiuni, deși culorile sunt fidele, iar detaliile clare. Tot filmarea 4K oferă însă cea mai mare precizie. Sunetul este un alt punct forte al lui Note 20 Ultra. Este armonios și echilibrat chiar și atunci când volumul este la maxim. Autonomie. Aici telefonul nu mai dă același randament. Este denotat decizia producătorului de a înlocui capacitatea bateriei, care acum ajunge la 4500 de mAh, cu 500 de mAh mai puțin decât Galaxy S20 Ultra. În valori mai exacte, telefonul nu te va ține mai mult de o zi în condiții de utilizare medie. Poți extinde această perioadă scăzând rata de refresh la 60 de Hz dacă nu te deranjează acest aspect. Nici încărcarea rapidă nu e chiar atât de rapidă. Ajungi la peste 50% în 30 de minute, deci mai poți câștiga un răgaz atunci când te grăbești. Vestea bună e că ai și încărcare wireless și încărcare reversibilă. Iată că am ajuns și la concluzii. Note 20 Ultra e clar un smartphone extraordinar, un vârf de lance în ceea ce privește detaliile tehnice, designul, camerele și display-ul. În același timp însă vine și cu un preț pe măsură, aproximativ 6.000 de lei. Ce vreau să spun este că vorbim de o unealtă super utilă pentru cei care o folosesc la capacitate maximă. Cu alte cuvinte, merită să dai banii ăștia dacă chiar te folosești de atuurile lui. Cam atât pentru astăzi. Sunt curioasă care este și părerea voastră despre Note 20 Ultra. Scrieți-mi în comentarii, un like, un share apreciez, abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja și până data viitoare, numai bine!